Dar dumneavoastră credeți că după... Iată, anterior doar am mai închis încă vreo 6 televiziuni. Acum 30 de site-uri. Bun, jumate dintre ele sunt din afara țării, mai mult de jumătate. Care ar putea fi efectul asupra populației? Peste 2 luni noi toți vom cânta Moldova Europeană, Satul European Express și Satul European Varianta 1? Nu are pasul absolut nimic. Nici cu Europa, nici cu Moldova Europeană, nici cu Satul European. Pasul este un partid care deja irecuperabil a derăpat către autocrație, iar comportamentul lor și acțiunile lor de altfel nu are absolut nimic, nici cu principiile, nici cu valorile europene. Deci mai degrabă cu abordări neobolșevice. Și spun lucrul ăsta apăsat și foarte responsabil. De aceea, ce se va întâmpla peste o perioadă de timp nu depinde de ei. Depinde de noi. Domnul Gonța, eu în ultima perioadă de timp am umblat la întâlniri, am fost practic în toată Republica Moldova. Am comunicat cu oameni de diferite profesii, de diferite ocupații și vreau să vă spun că ceea ce este în capul lor, ca percepție a ceea ce se întâmplă în Republica Moldova și ceea ce este realitate, sunt lucruri diametral opuse. Și dacă eu, cu experiența pe care o am fost în perioade de timp în care unii erau pentru, alții împotrivă, acum sentimentul de ură este unul care crește exponențial. Zi de zi și cu fiecare acțiune a lor, prostii de altfel a lor care o fac și ilegalitate, această ură este în creștere. Eu cred că lucrurile urmează să aibă întorsătură. Nu obligatoriu raportat la rezultatul alegerilor locale, dar la înțelegerea în urma acestor alegeri locale de către societate într-o măsură suficient de mare a ce se întâmplă în realitate și în consecință în luarea anumitor poziții absolut necesare, civice și în nepermiterea pentru viitor ca să întâmple acest lucru. Și aici, ca să fiu mai explicit, da? Eu nu exclud că la un moment dat va fi nevoie ca nu doar prin declarații, postări pe Facebook, previziuni făcute dintr-un loc sau altul, dar prin acțiuni de protest. Nu care pot fi acoperite de guvernare, că este tentativă de a-i răsturna de la guvernare, nu. Acțiuni de protest în urma cărora să fie respectate drepturile și libertățile cetățenești, iar acțiunile guvernării să fie îndreptate în interesul cetățeanului și nu invers.